O porțiune de 2,5 km din drumul județean 222, care reprezintă varianta ocolitoare a orașului Medgidia, a fost inaugurată. 1, 2, 3 și... Doamne, bravo! Bravo! Lucrările au fost demarate în luna mai și au fost finalizate la începutul lunii iunie. Pentru aceste investiții au fost alocate 3 milioane de lei, bani puși la bătaie de Consiliul Județean. Astăzi avem guvernul Fitor Ponta, care ne-a dat bani pentru a termina și această legătură, conexiune cu drumul județean 228, Medgidia cu Zapodă, 222, scuză-mă, Medgidia cu Zapodă, Mihail Gogălinceanu. L-am făcut pe la banii noștri și pe ăsta acum am primit bani de la guvernul Ponta și am reușit să finalizăm această importantă legătură în nordul Medgidiei, care va ușura și viața agenților economici și va scurta timpul cetățenilor, pentru că până la urmă timpul înseamnă bani. Reabilitarea acestui tronson de drum va facilita accesul în zona de nord-est a orașului și va prelua o parte din traficul de pe strada Independenței. A fost o promisiune atunci că acest drum va fi realizat de Consiliul Județean Constanța și astăzi sunt mândru că președintele Consiliului Județean s-a ținut de promisiune. Investiția nu s-a încheiat. Noi lucrări vor fi demarate în zonă. Investiția este de aproape 3 milioane de lei. Acesta este tronsonul de drum, iar acest tronson de drum va fi completat cu un tronson de drum tot de 2,5 km care se va uni cu varianta de ocolire prin sudul Medgidiei, proiectată. Pentru acest tronson de drum a fost folosită o tehnologie germană de ramforsare, prin care lucrările sunt efectuate mult mai repede, au rezistență mai mare și durabilitate în timp.